Doamnelor și domnilor, bună seara, bun venit la o nouă ediție Apelul de Seară. Astăzi o ediție de excepție, așa cum n-am mai făcut nici la 9 TV, nici în cadrul acestei emisiuni, pentru că pornim pe urmele masonilor din Banat. Și de ce spun aceasta? Pentru că Asociația Culturală Ariergarda ne pregătește din nou o surpriză frumoasă, așadar, bineînțeles că nu puteau lipsi de la această ediție invitații mei speciali, domnul Ilie Rădoi, ghid de turism și geograf. Bună seara! Bună seara! Bun venit, îi spunem și domnului profesor universitar dr. Ioan Petroman de la Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I, bineînțeles tot membru Ariergarda. Și din nou alături de noi, și mă bucur pentru acest lucru, l-avem și pe domnul inginer Petre Gropșian, manager de turism, membru al Asociației Culturale Ariergarda. Mulțumesc, bună seara! Așa, cum spuneam, dumneavoastră, împreună, bineînțeles, cu ceilalți membri ai Asociației Culturale Ariergarda, promovați excursii care promovează la rândul lor educația patrimonială prin turism, literatură și muzică, spuneam înainte de a intra în direct, pentru că nu lipsește niciodată de la niciun astfel de eveniment organizat de Asociația Culturală. Și astfel că în 17 februarie se pregătește o surpriză celor care sunt interesați de ceea ce înseamnă masoneria și a însemnat și va însemna poate în Banatul masonic, așa cum spunem noi, pentru că mai devreme domnul Petre Gropșian amintea că nu vorbim doar de Banat, vorbeam la un moment dat și de Arad, așadar ne extindem, trecem un pic granițele Banatului. Deci 17 februarie o excursie prin Banatul masonic. Ce înseamnă de fapt această excursie? De unde a venit această idee și de ce? Pot eu să iau cuvântul, așa, bun, mulțumesc. Să aveți libertatea să interveniți oricând doriți dumneavoastră. Noi, membrii Ariergarda, am avut o întâlnire în decembrie și atunci am stabilit un fel de program pentru anul 2024. Și tocmai, tot a fost ca și urmare a anului ce a trecut, da? Anul 2023, Capitala Europeană Culturală pentru Timișoara. Și noi am sesizat la un moment dat că oamenii simt că, dar ce faci în Timișoara după 3-4 zile? Noi, nu prea ai ce să vezi. Cunoscând istoria orașului și citind foarte mult și așa mai departe, am zis hai să arătăm o altfel de Timișoara. Ea există, dar e lângă noi, e de fapt o resursă turistică și atunci am zis dacă noi avem acest oraș, hai să folosim orașul în scopuri turistice. Nu vreau să zic a folosi într-un sens rău, pur și simplu de a pune în valoare ce avem deja. Da, și atunci noi am scos ca și un program, la un moment dat m-aș bucura dacă prezentăm toate excursiile, am făcut un program, 2, 4, 6, aproape 8 excursii, da? Una dintre ele va fi și în 17 februarie. Tocmai de aici a plecat, hai să arătăm o altfel de Timișoara, să nu ne fie rușine cu ce oraș avem, să-l prezentăm într-un mod frumos și cât mai, cât mai pozitiv. Da? Și atunci noi am ajuns la concluzie, hai că putem să facem și asta, dacă stăm și ne plimbăm, din grija noastră cotidiană, ne plimbăm prin orașul Timișoara, la un moment dat vedem că anumite clădiri au anumite simboluri sau sunt anumite detalii și noi am zis, dar hai să vedem dacă putem cumva integra într-un circuit turistic. De fapt, asta e, să integrezi aceste resurse turistice, da, existente, pornind de la ceva ce avem. Deci nu inventăm noi, nu scoatem noi la iveală, folosim ceva ce avem și arătăm și celorlalți. Și astfel a luat și nașterea această excursie. Ca de fiecare dată și bine ați punctat la început, noi ne bazăm pe cărți. Da, pentru această excursie eu deja am 3-4 cărți, domnul inginer la fel, domnul Petroman la fel, deci avem un background, un material să zic așa, destul de puternic. Bine, niciodată nu o să fie destul, dar mai ales acest subiect al masoneriei cu bune, cu rele, este un subiect dezbătut de sute de ani aproape și găsești, mi-am făcut o căutare așa, grosomodo să zic, ce cărți aș găsi la bibliotecile din Timișoara, peste 37 de cărți. Adică scrise în română, plus cele în alte limbi. Cred că am găsit o bibliotecă de vreo 100 și ceva de cărți doar despre acest subiect. Dar e un subiect dezbătut. Și atunci am zis, hai să facem un traseu turistic, pornind de la anumite informații, pornind de la clădirile ce le avem noi în Timișoara, Arad și Lipova. Cam de aici am pornit noi ideea. Pentru început, prima tură, da. Da, da. După aceea vrem să mai facem o parte a doua, să zic așa, când vom merge spre alte zone, partea de sud a Banatului. Da. Ce anume se va vizita în
aceste excursii, ca să înțeleagă cei de acasă? Ce vom vedea? Lucrurile sunt în felul următor. Pentru această excursie foarte interesantă, partea de Timișoara, l-am invitat pe domn profesor Petroman. Prima parte a zilei o să fie partea de Timișoara, care va însemna un periplu urban de dimineață, după care vom merge la Arad, unde ne vor aștepta alți parteneri care ne vor povesti despre Aradul fracmazonic. Și după ce am făcut noi astea două peripluri în Arad și Timișoara, o să ne încercăm singuri forțele la Lipova, să vedem dacă vom fi în stare să identificăm în urbea aceea mică, dar foarte, foarte frumoasă și interesantă, aceste simboluri. Că de fapt, e vorba de clădiri, de arhitectură masonică, cu alte cuvinte, înțeleg. Asta încercăm să identificăm. Care are simboluri masonice, că nu știm dacă cândva ori fi fost sau nu ori fi fost masoni constructorii clădirilor. Sau, da. Din ce am citit noi, cam astea ar fi anumite simboluri. Da, la o simplă căutare pe internet, pe Wikipedia, ți se dau tot felul de simboluri și noi am zis, hai să le căutăm în oraș. Pur și simplu, hai să le căutăm, noi chiar avem... Ca o căutare de comori, am putea spune. Da, exact. Totdeauna eu chiar am vorbit cu domnul inginer, cu domnul Gropșan, să mergem chiar săptămâna viitoare, hai să ne punem încă o dată, noi deja am văzut orașul, deja știm clădirile și punctele pe care vrem să le avem în discuție, dar am zis, hai să ne mai plimbăm încă o dată, poate mai descoperim ceva. Da, gândiți-vă așa, nu știu, nu ai timp să te uiți la clădiri. Și poate o chestie interesantă, dar de ce a fost acel detaliu construit, acea arcadă sau, nu știu, un anumit simbol? Și tocmai asta căutăm. Tocmai pentru că francmasoneria era numită sau văzută, cel puțin, ca una dintre cele mai vechi organizații fraterne din lume și cumva denumită, și încă se spune despre ea că ar fi o societate secretă, membrii știu că de obicei declară că nu este o societate secretă, ci mai degrabă o societate discretă. Și voiam să vă întreb care ar fi originile istorice în Banatul de Odinioară a masoneriei, domnule profesor. Ce știm despre asta? Deci știm că până s-a ajuns la masonerie, s-a plecat de la alchimie, s-a ajuns la rozacrucieni, prima lojă rozacruciană apărută la Timișoara în jurul anului 1750. Din această lojă rozacruciană, care își avea templu în vechiul bazar din Timișoara, a rezultat prima lojă masonică cu componenți din această asociație rozacruciană și s-a format prima lojă care se numea în 1776 la Trei Crini Albi. Din loja Trei Crini Albi au migrat alți componenți care au format lojile din Timișoara. Primele loji cunoscute pe lângă cei Trei Crini Albi au fost loja Huniadi, care provine din loja Trei Crini Albi, înființată prin anul 1870, respectiv loja Losonții în anul 1899. Se știu templele unde și-au desfășurat activitatea, spre exemplu, loja Trei Crini Albi avea templu în clădirea de la pomul Breslelor, vis-a-vis de magazinul Bega. Iar loja Losonții, înființată în 1899, în palatul Sever Papafi, care este vis-a-vis de clinicile noi de astăzi. Tot în perioada 1870 apar primele loji, două loji la Oravița. Una este loja Cosmos și cealaltă Glut Auf. De asemenea, că tot am vorbit de Lipova, care actualmente este în Arad, în județul Arad, cândva aparținea de Banat, adică Banatul cuprindea teritoriul între Dunăre, Tisa,
Mureș, Lipova fiind la Arad, de asemenea apar loji în actuala Serbie și lojile din Arad. La înființarea unei loji din Arad a contribuit și loja la Trei Crini Albi. Să spunem și ce înseamnă a fi mason, de fapt, care erau principiile acestei societăți, să spunem. Din, sunt puțini care cunosc. Din ce am citit, există literatură pro și contra. Se consideră că un mason este un om liber, de bune moravuri, care respectă legile țării. Această definiție este dată și de către Marea Lojă Națională din România. Deci respectă Constituția și legile țării. Și se vedează lucrează, după acea deviză, libertate, egalitate, fraternitate. Fraternitate la lojile franceze. Lojile de Orient care se subordonează Marii Loji Unite a Angliei primesc în masonerie doar oameni care cred într-o ființă supremă. Spre deosebire, marele arhitect al Universului, spre deosebire de francezi care primesc în masonerie și atei. Din aceste motive, mai puțin cunoscut. Din aceste motive, unele loji franceze nu sunt recunoscute de către Marea Lojă Unită a Angliei. Și dacă vorbim de templele masonice, istorice din Banat, câte știm că există? Pentru că eu am încercat să mă documentez așa și am descoperit din, că ar exista în Arad, Oradea, Hunedoara, Deva, Petroșan, Reșița, Oravița, Caransebeș, Lugoș și Timișoara. Din literatura existentă, cel mai mult s-a scris despre lojile din Banat de către un bănățean care a scris 5 volume despre masoneria din Ungaria, respectiv din Transilvania și Banat. Se numește Lajos Abafi, care s-a născut în Iecea Mare, din județul Timiș și din, după cum v-am spus, lojile cele existente până în anul, la stingerea luminilor în anul 1948, aveau templele, un templu a fost în Vechiul Bazar, un templu la Pomul Breslelor, un templu în Palatul Sever Papafi. De asemenea, loja Trei Crini Albi, după anul 1868, a avut și alte temple în zona de Freiburg. Se pot vizita aceste temple pentru că știm că de obicei în aceste sedii, să spunem, ale francmasonilor se desfășoară diverse ritualuri și ceremonii, bineînțeles, sprijinite pe aceste simboluri secrete și mă gândesc că nu pot fi deschise publicului larg. Aceste temple de care v-am vorbit, actualmente știm doar unde au fost. Deci nu mai funcționează, din câte cunosc, ca și temple. Există temple care pot fi vizitate, de exemplu, templul masonic de la Oradea. Reabilitat. Deschis publicului, amatorilor. Care se poate vizita cu tot ce... cu toate instrumentele cu care operează masoneria. De ce se vorbește oarecum în șoaptă despre acest subiect? Eu știu foarte multe persoane și cunosc câteva dintre acestea care fac parte din diverse loji, dar nu prea se vorbește despre asta și de multe ori în șoaptă. Eu aș putea să spun câteva cuvinte. După ce am citit această carte, chiar săptămâna asta am reușit să finalizez ultima pagină, să citesc, mi-am dat seama că, din punct de vedere istoric, au fost foarte multe perioade, perioada comunistă, da? De exemplu, când au fost interzise și când
lojile masonice au fost scos în afara legii, când era interzis să fii membru sau să zici că faci parte. Și cumva oamenii, cei care făceau parte din anumite loji masonice, au fost hăituiți de către autorități în Rusia, în Cehia, în Ungaria, în România. Nimeni nu a venit să cred, dar exact cum a zis la un moment, s-au stins. Pur și simplu au intrat în adormire că au fost... N-au mai avut voie ele să funcționeze. Ele n-au dispărut, de fapt, doar că mai... Probabil ca și mentalitatea oamenilor de afaceri au fost interzise. Da. Da, datorită regimurilor politice din acele țări. E, dar regimul politic nu vine doar cu o interzicere. Nu, îți vine și cu anumite hăituiri asupra membrilor. Ți se iau averile, probabil și pus la zi, da, ăla-i mason, ăla a făcut nu știu ce. Adică așa a fost o opresiune asupra membrilor mai bine de 100 și ceva de ani, din ce am citit eu în această carte, de exemplu. Toate marile puteri absolutiste, asta au făcut, au interzis masoneria în Rusia, în Ungaria. Și atunci normal că venești cu un instrument de opresiune clar asupra membrilor și asupra tot ce însemna această... organizație, să zic. Deși am văzut, citind și eu ca și dumneavoastră o serie de cărți despre acest subiect, misiunea principală era facerea de bine, să faci ceva bine pentru a crește nivelul comunității acolo unde activau acești membri ai masoneriei din aici lojile respective. Aș putea să spun tot așa din că mi-am adus și notițele pentru excursia, dar oricum nu vreau să apelez la ele, însă vreau să țin totul la un loc. Să știți că, din ce am citit, această masonerie, mie place să folosesc termenul pentru banat, termenul german de Freimaurer, adică zidarul liber. Da. Ei au mers pas în pas cu ideile iluministe. Adică nu știm dacă ideile iluministe au fost o creație a lor sau ei s-au alipit la ideile iluministe. Dar se pare că totuși ei au creat și ideile iluministe. Deci, cu alte cuvinte, această organizație a fost organizația care a adus în toate țările noul progresul, dar nu orice fel de progres, ci cel care are drept scop final ridicarea maselor, adică iluminarea maselor, adică hai să vedem dacă cu toții putem să trăim mai ceva. Bine, să construim, exact, să construim. E, dar pentru asta, hai să luăm un caz concret, secolul al XVIII-lea, ce revoluție a însemnat să se vină cu o lege principală care să se numească Constituție, ce revoluția a însemnat ca liderii să fie aleși prin vot. Și atunci, evident că la astfel de noutăți, reacția societății era aproape de necontrolat. Evident că unii erau împotrivă din start. Alții, cei mai mulți, nu înțelegeau și poate chiar se și temeau. Și atunci, așa cum există și la noi o vorbă în Banat că înțelegerea nu o faci în târg. Adică nimeni nu trebuie să știe ce ai vorbit tu cu ăla de la care ai cumpărat vaca, ca să spunem așa. Exact după acest model și francmazonii și-au dat seama că ideile sunt înaintate pentru epoca respectivă și nu este sănătos, nu este bine, nici nu este important ca absolut toată lumea să știe despre ce este vorba. Important este ca toată lumea să beneficieze de lucrurile bune care ar putea să rezulte din noile gândiri. Deci asta este esența. Noua gândire s-a aplicat la formarea Statelor Unite ale Americii. Și așa se explică instituție. Reacția societăților totalitare, cum a fost și în România, care a tăiat din start orice posibilitate de existență a unei loji masonice în România în perioada respectivă. Și să spunem de nume mari, personalități importante ale culturii care au fost, ale politicii care au fost enumerați ca membri ai masoneriei, francmasoneriei, și vorbesc aici de Voltaire, nu, de Churchill, Diderot, da. Dacă vorbim de enciclopedistul, sigur că da.
dar și să vorbim George de cei Washington. Din România, sigur, și Washington, și să vorbim din România, dacă ne ies, ne îndreptăm și în partea aceasta, de Vasile Alexandrii, poate puțin știu, da, că a fost mason, Nicolae Bălcescu, Mihail Cogălnicianu. Sunt nume pe care, cu siguranță, toți cei de acasă, cei care ne urmăresc acum, le cunosc, dar poate n-au știut aceste... Ajungem să vedem istoria total altfel decât... Și poate reușim să ne și explicăm de ce s-au produs anumite evenimente foarte importante. Cum s-au produs aceste minuni, reformele lui Cuza, că exact. Nu de mult a fost sărbătoarea, nu? Ne explicăm cum tot așa din senin, da, cum din senin așa a produs. N-a fost din senin, a fost o gândire în spate și gândirea n-a fost împărtășită în târg. Haideți să vă spunem ce gândim noi. Nu, deci a fost o chestie ținută la secret și după aceea, la momentul potrivit, pusă pe masă ca cei mai mulți să fructifice. Înțelegerile acestea, negocierile politice și toate lucrurile mari se fac în liniște. Nu se fac cu ușile deschise, așa cum vedem noi aceste circuri mediatice, da, la televizor, exact, din Parlament. Sau din... Vă rog. Că masoneria este o confrerie a brezlelor de construcții. Până în anul 1717, când apar Constituțiile lui Anderson, formarea Marii Loji Unite a Angliei, ei erau mari constructori de catedrale, de temple, deci aveau secrete privind construcția acestor edificii. După anul 1717 putem să vorbim de o masonerie speculativă, filozofică, deci când se interpretează simbolurile cu care se operează în masonerie. Pentru că masoneria alegea doar oameni buni să-i facă mai buni, dacă ne gândim că tot am vorbit de generația pașoptistă. Deci au fost formați peste hotare, au fost educați, au venit și au aplicat ideile care le spuneați dumneavoastră mai înainte. Liberté, égalité, fraternité. Eu aș avea o întrebare poate puțin neobișnuită, de mulți ani mă gândesc la acest lucru. Spune la un moment dat Iisus într-o pildă după Evanghelia lui Matei, dacă greșesc vă rog să mă corectați cei care ne urmăriți acum, și mie mi s-a părut cumva că ar ascunde ceva masonic acolo, nu știu dacă greșesc, v-aș întreba și pe dumneavoastră ce părere aveți, e acel lucru, piatra pe care au aruncat-o zidarii a ajuns în capul unghiului. Ce înseamnă? Nu transmite cumva un simbol? Și plus că vedem și acel triunghi pe care îl vedem în toate bisericile cu Sfânta Treime. Deci acel triunghi, dacă îl luăm sunt așa, poate să fie simboluri triunghi care au dezbătut, deci, și au creat controverse. Masoneria, împreună cu mănăstirile, au preluat ideile de trivium. Dacă ne gândim la științele liberale, cele șapte științe liberale, prima dată trivium, după aia quatrivium, ne gândim la gramatică, logică și retorică, deci științele, să zic eu, sufletului, se trece la geometrie, muzică, astronomie, respectiv matematică, științele cunoașterii, deci științe exacte, științele cunoașterii astronomice, legătura dintre pământ și cer. Și pentru că m-ați întrebat de piatră, mă voi referi la lecția despre cup. Mi-a venit acum în minte, se ia o bucată de piatră, se cioplește cu o daltă de sânge, se șlefuiește cu ochiul lui Homer, se sărută cu gura ta, cu gura altora și chiar cu gura infantei. După care se ia un ciocan, se ciobește un colț și toți cei care vor trece vor zice ce cup perfect era dacă nu era ciobit. Adică noi, în general, orice om lucrează la construcția templului său spiritual. Fiecare are un țel, dorește ceva. Adică nu doar templu material de care m-ați întrebat, fiecare om care intră în masonerie dorește să fie
din bun, masoneria ia oameni buni ca să-i facă mai buni. Prin modul de comportare, prin ideile care se propagă. În acele loji nu s-ar fi putut întâlni, acum, dacă vorbim de masoneria speculativă, oameni de diferite meserii, care toți sunt egali, care toți sunt frați și care poate să comunice și să-ți transmită tot felul de informații. De la egal la egal. De la egal. N-ar fi egal. Avut voie, da, să se întâlnească, eu, pentru că societatea nu-i vedea egali. Eu am rămas surprins când m-am uitat în componența lojei de la Oravița, unde erau trecuți o sumedenie de meseriași, mineri, lojele de la Timișoara, croitori, cizmari, ceasornicari, nu erau numai nobili. Deși am găsit două studii despre francmasoneria în Banat scrise de istorici extraordinar de bine documentate, după părerea mea, pentru că au făcut apel la ce a rămas în arhivele timișorene, salvate, dar aduse la Budapesta, când a fost ultimul război austro-turc. Arhivele de la Timișoara, în esență, au fost distruse, dar parte s-au regăsit la Budapesta și sunt trecuți pe lângă nobili care ocupau funcții de conducere și acești oameni, să le zicem, simpli, sau cum să sunt specialiști în domeniul lor. Exact. Adică se dovedește încă o dată că acest tip de organizare a căutat să aleagă oamenii serioși, oamenii care aveau niște răspundere oricum, și să îi pună la un loc. Asta e mare lucru. Pentru că noi astăzi, ca societate modernă, ne declarăm o societate concurențială. Dar societatea concurențială duce la violență, sau conduce la violență, vrând nevrând. La orgolii, tot felul la invidie, de orgolii, la exact, răutate, da? Pe când o astfel de societate se pare că nu avea trimitere către așa ceva. Că altfel nu s-ar explica de ce, să zicem, cu sau fără aceste societăți masonice, a apărut în lume mentalitatea masonică. Și ăsta este, de fapt, după mine, cel mai important lucru, și noi în excursie o să spunem despre această mentalitate masonică, pentru că ea cultivă o societate în care părțile bune se pun la un loc. Și cu mult accent pe solidaritate și compasiune. Exact. Numai că acest lucru nu se poate face, cum spuneam, așa, în târg cu gura mare. Nu se, e normal, pentru că imediat sunt oameni care se vor pune aproape în mod natural pe poziții contrare. Deci trebuie să fie un timp până ideea să răspândește încet, încet în societate, este prelucrată în mintea fiecăruia și la momentul potrivit, atunci să zicem că ea apare deschis sub formă de legi, sub formă de investiții, că în cărțile astea vedem spitalele făcute de francmasoni, vedem școlile făcute de francmasoni. Nu este numai când ne întâlnim și vorbim așa la ureche. Nu este... În șoaptă. Da, nu este în șoaptă. Inclusiv restaurante. Restaurante. De francmasoni, și pentru că am vorbit de masoneria din Banat, respectiv din Arad, totuși am amintit loja din Lipova, Concordia, mai exista o lojă, tot înființată în anul 1870 la Aradul Nou. Pe vremea respectivă, Aradul Nou era totuși în partea de Banat. De Banat. Da. Și foarte multe personalități, atât de la Arad cât și de la Timișoara, s-au declarat a fi masoni în aceste loji. Inclusiv guvernatorul, notarul, județului. S-au declarat sau chiar erau? S-au declarat. Probabil că dacă s-au declarat, erau și erau. La Muzeul Banatului, spre exemplu, avem paramente ale unui guvernator
healer de butin, care avea domeniul în zona Agătaia, unde există șorț masonic, colan, respectiv sabia cu tot felul de simboluri. Vorbeați mai devreme, dumneavoastră, domnule inginer Rușian, de faptul că pe vremuri, sau mă rog, la începuturi, masoneria sau aceste societăți, loje ale masoneriei, adunau la un loc diversi specialiști în toate domeniile, toate profesiile, meseriile, și nu puneau preț pe nobilime sau pe câți bani aveau membrii acestor loji. Voiam să vă întreb în contextul actual, din ce mai știm noi despre masoneria din Banat, cum se mai formează aceste loji? Cine mai face parte? S-a schimbat această structură? Vorbim doar de membrii care au averi, care au dețin proprietăți, au foarte mare influență politică pentru a face parte într-o astfel de societate. Eu sau noi, nefiind masoni, nu știm ce se petrece astăzi în rândul masonilor, care cu siguranță există. Dar auzim diverse discuții, dacă vorbim despre o persoană importantă, este mason, este nu știu ce. Da, auzim, dar depinde cum le percepem. Din câte am citit, am observat că în masoneria nu face politică. Deci în loja masonică nu se vorbesc probleme, teme, nu se abordează teme politice. Iar în aceste loji poate să intre orice om liber și de bune moraluri. Adică am înțeles că trebuie să aibă inclusiv cazier. Adică dacă o persoană are probleme cu legea, nu este acceptată. Nu este poate fi acceptat. Exclusă? Adică se mai întâmplă, dar în general, din ce am observat, cei care scriu contra au fost respinși în a intra în această dosar de candidatură, ca să spunem așa, pentru a fi acceptat într-o lojă masonică. Conferie. Iar pentru ei a garantat cineva. Deci trebuie să fie susținut. Sunt cel puțin două sau trei persoane care garantează dacă persoana respectivă poate să facă parte din această asociație, să-i spun. Care este situația actuală? Mai există, nu mai există, cunoaștem? Uite, revin la același subiect. M-a contrariat în ultima pagină din această carte Daniel Beresniak, Francmasonerie în Europa de Est. Ce-l spune la un moment dat, pe ultima pagină, chiar a rămas în mine, n-am înțeles când am citit ultima pagină, că ca și în oricare organizație, îți vin oameni care la un moment dat au și anumite interese personale. Și spune acolo că asta se întâmplă nu doar în această, peste tot se întâmplă orice asta, domeniu. Da? Aproape în orice domeniu. E, scrie acolo că la un moment dat oamenii se vor cerne. Vor rămâne doar cei mai buni care urmează direcția organizației din care fac parte. Și cred că asta se și întâmplă acum. Dacă, nu știu, ne uităm în presă, în politică, apar unii, dar probabil peste 2-3 ani au dispărut din politică sau dar nu mai sunt. Eu zic că vin oameni, nu știu, eu zic că România crește. Crește, țin minte, acum 10 ani, eram student, Timișoara s-a schimbat în 10 ani. Și asta, da, se schimbă cu ajutorul oamenilor și cu ajutorul partidelor politice. Dar din punct de vedere cultural, pentru că asociația Ariergarda este una de factură culturală, cum arată acum Banatul pe linia aceasta? Aș putea să formulez o... Noi dintotdeauna am spus că Banatul are ce să arate. Ca dovadă, o multitudine de excursii. Chiar acum le și prezentăm pe cele din 2024. Dar cele le văd pe ecran, ca exemplu în cadrul răspunsului și domn profesor Petroman știe, de la început în întâlnirile noastre, făcute de multe ori la sediul Universității Agricole, unde, mă rog, se adunau scriitori, acolo de muzicieni, multe ori a fost istorici, geografi. Și am luat la mână tot felul de posibilități ca să dovedim că totuși Banatul are niște lucruri. S-au născut câteva excursii foarte faine. Una a fost legată de
patrimoniul de pustă. Adică poți să faci în pustă excursii minunate. Altă idee descoperită a fost, să zicem, drumul sării. Un lucru extraordinar de interesant. Sau drumul diligenței, care au fost ideile domnului profesor. Pe partea cealaltă s-a născut probabil că publicul care ne urmărește și aduce aminte de excursiile noastre familii nobiliare pe Valea Mureșului, care s-a bucurat de un succes, zic eu, destul de mare, pentru că am repetat-o mai mulți ani la rând și am avut suficient urmăritori. După aceea am făcut povestea drumului Cărbunelui legat de linia calea ferată Oravița-Anina. Am mers pe fapte istorice, Banatul militar în secolul al XVIII-lea, de exemplu. Asta iar a fost o excursie care s-a repetat. Ultimul război cu turci. Ultimul război a fost cărți cu Turcia, adică Ariergarda scotea cărți și noi făceam, excursii. Exact. Da, deci am fost reconstituiați traseul scris, să da, spunem așa. Să vedem unde a fost un câmp de bătălie, am fost să vedem unde a pășit nu știu care personalitate. Deci chestii care sunt deosebite. Să călătorim și cu mintea, nu. Hai să vedem cele din 2024. Da, de 17 februarie vă așteptăm alături de noi în excursia cu Banatul Masonic. 6 aprilie avem, bine, datele se mai pot schimba, dar noi asta urmărim să ținem cont de aceste un date. Calendar provizor, un calendar, da. În aprilie 2024, conacele din Hunedoara de pe Valea Mureșului, după aceea în mai avem bunătăți pentru trup și suflet din mărginimea Sibiului. În iunie avem ecumenism și lotrie în Ținutul Carașului, da, vorbim despre haiduci, despre în august ne întoarcem la excursia făcută prima dată anul trecut, cazematele din Câmpia Banatului, da, am fost în apropiere de Jebel, am arătat turiștilor, uite, avem cazemate construite în anii 50, ce facem cu ele, le avem, hai să le folosim din punct de vedere lucru turistic, probabil. Lucrurile au surprins pe foarte mulți localnici, dacă exact. nici nu știau istoria locului. Știau că le au, dar nu și-au dat seama de fapt ce poate să reprezinte potențialul turistic până la urmă. În septembrie avem castre romane din Banat. Da, iar descoperim ce s-a întâmplat în perioada romană. În octombrie, da, le și avem pe listă, pe urmele lui Sisi în Banat. Da, ea a venit de 6 ori, cel puțin la Herculane, din câte știu eu, a și stat acolo, sau la Oravița. Dar e important să spunem aceste lucruri. Hai să vedem, da, de ce să vină lumea în Banat, în Timișoara, până la urmă. Și noiembrie încheiem anul cu conace din Timiș, cum a zis și domnul Grupșan, da, ce a mai fost excursia și o refacem în acest an. O pleiadă de excursii, diferite tematici, noi la fiecare excursie, nu știu, avem o bibliografie vastă. Și constatăm, pe măsură ce trec anii, că unele idei, cum este și cea conace. Legată de conace, intră în urechea autorităților, ca să spun așa, cazul Foeni. S-a și făcut, da. Deci cazul Foeni este un prim exemplu de conac care a intrat într-un program de reabilitare și ăsta este totuși un semn bun. Așa că dacă poate că unii zic că ne pierdem timpul cu chestiuni de genul acesta, iată că pe măsură ce trec anii, constatăm și niște rezultate bune, zicem noi. Și vedem că interesul celor care își doresc să vadă acest lucru este crescut. Întotdeauna vorbeam cu domnul Ilie Rădoi și îmi spunea, nu mai sunt locuri pentru excursia, nu știu care, îi spuneam, vreau și eu să vin. Da. Nu mai sunt locuri, s-au ocupat toate din prima zi. Prima săptămână în majoritatea excursiilor, da, se ocupă. Sunt și situații în care mai dăm câte un rateu, că da. Nu trebuie să, da, Doamne, să ne îmbătăm cu apă rece, dar sunt care se anunță și care nu mai vin în ziua excursiei? Nu, dar sunt excursii care merg, adică ideea prinde la public și excursii care nu merg așa, pentru că ideea nu prinde la public. Această excursie prin Banatul Masonic, am înțeles că a trezit un real
interes și e de mare succes deja. Sperăm și s-au și ocupat locurile. Sperăm să fie și excursia pe măsură, să ne reamintim tot ce am citit. Că asta e important. La un moment dat citești și vrei să spui detalii. Atâtea detalii, informații oamenilor, poate că în acel moment chiar ai uitat sau te repeți sau nu știu, încercăm. E greu la prima excursie. Da? Să-ți conturezi ideile, să poți să prezinți în fața turiștilor. La a doua, a treia excursie, deja pe aceeași tematică. Deja lucrurile se schimbă, deja și mai bine organizat. Nu devine asta. O tradiție? Da. Noi de-aia încercăm să avem cât mai multe tematici, cât mai multe idei, să le punem în practică, să le punem în valoare, să arătăm că Banatul are resurse turistice neașteptate. Și să nu uităm că noi aceste excursii le completăm cu cărțile care au fost scoase de asociația noastră de-a lungul timpului, pe care le oferim excursioniștilor. Au evident. Posibilitatea să le cumpere, da, evident, toți cei care participă la aceste concursuri. Eu pot să confirm, pentru că spre bucuria mea mare am reușit să ajung și eu pe urmele astăvară, insulei, astăvară, pe urmele insulei Adacale. Și am avut ocazia să și vorbesc cu un ultim rămas, să spunem așa, printre ultimii rămași dintre cei care au locuit pe insula Adacale. Iar pastilele muzicale vin să întregească, să zicem, sunt cireașa de pe tot, tușă, când se spune. Da, ultima tușă la excursia. Să fie o experiență. O experiență adevărat plăcută. Nu este o excursie, cum a zis domnul Ilie Rădu, este o experiență. Deci este o experiență. Acum depinde și de cel care trăiește experiența. De cum percepe, această experiență, cum percepe, și la ce se raportează, da, atunci. Pentru că sunt foarte multe explorare. Informații. Unii care participă pentru prima dată aproape că sunt tulburați de cât se vorbește. De câte informații, cât de multe informații. Bine, de ce? Pentru că noi nu putem să lăsăm timpul să treacă pe lângă noi aiurea. Deci preferăm să spunem cât mai multe și, mă rog, dacă până la urmă există și persoane care pe care le obosim, mai dăm un răgaz, un respiro. Dar ideea este că mergem pe ideea de excursie culturală, experiență culturală, de fapt, în ideea că cu ea putem să aducem publicului patrimoniul bănățean în prim plan. Adică mergem și în boscheți, cum se mai zicea, mergem și când ninge și când plouă. Indiferent de anotimp. Da. Și de fiecare dată constatăm că lumea ne sprijină și autoritățile ne sprijină când cerem apelul să ne deschidă la nu știu care castel ruinat sau să ne pună la dispoziție informații, deschiși. Cum a fost cu cazematele și... Țin minte, în Hunedoara era o cetate, îmi scap acum denumirea, trebuia să treci un pârâu, un râu, ca să ajungi la cetate. E, primăria a făcut un pod până acolo. La rugămintea noastră. A făcut un pod de lemn mic, dar... A făcut o punte peste pârâu, că altfel trebuia să ne desculțăm. Bravo, și să trecem... Da, adică avem și exemple, dar, vedeți, atunci noi ne simțim utilitatea mai bine când venim cu o propunere și cineva reușește să o finalizeze. Că noi, dacă am putea să o finalizăm noi, am face singur, dar singur nu le poți face pe toate. Și atunci, noi suntem cei care stau în arhive, citesc, se documentează, încercăm să prezentăm... Vin cu ideile pe tapet, le conturează. Încercăm să prezentăm turiștilor, cei care ne urmăresc, contextul. Și pentru excursia, acum Banatul masonic, din analiza patrimoniului s-a ajuns la două cărți. Timișoara, Turism masonic în Timișoara și Ghidul masonic al Timișorii. Și pentru că tot vorbim de masonerie, de exemplu, un traseu cuprinde traseul ucenicului cu trei piețe. Piața Unirii, Piața Libertății, Piața Sfântul Gheorghe, cu cinci piețe Vârsta Calfei și cu șapte piețe vârsta maestrului. Adică totuși
dacă analizăm acest patrimoniu, constatăm, mai arătați odată, rog, constatăm că arhitecții care au construit palate în Timișoara, unii dintre ei, cel puțin trei, din cât am citit, au fost masoni și au construit palate pentru membrii lojilor, chiar și pentru venerabili. Avem venerabili loji. Avem și un astfel de traseu prezentat, adică cu simboluri atât profane cât și masonice, pentru că aceste simboluri care sunt pe clădiri, unele sunt pur masonice, unele sunt profane și masonice, unele sunt profane și utilizate și de către masonerie, altele sunt simboluri profane și se utilizează și în masonerie și se află pe clădiri care nu au aparținut membrilor acestei societăți. Poate să fie un constructor, i s-a părut un, nu știu, o formă interesantă. Să fie o întâmplare, o coincidență, da, să semene cu acele simboluri? Că și noi avem discuții. Avem cele mai multe, că tot vorbim acum și de Arad, în Arad sunt foarte bine puse în evidență, există foarte multă literatură pe această temă, există și în Arad o piață a ucenicului, există o piață a calfei, respectiv o piață a maestrului. La Arad, de exemplu, se organizează un simbol Sever Frențiu, unde îl prezintă pe maestru ca și pictor. Sever Frențiu a fost mare maestru a marii logi naționale din România. Simpozion la care participă atât profani cât și unii se cred a fi masoni. Nu pot să știu dacă sunt sau... Nu putem proba. Nu putem proba dacă... Doar bănuim. Dacă ei nu se declară. Ceea ce nu prea se întâmplă de altfel. Vă rog, domnule. Știți ce mi-a plăcut în toată lectura asta de masonerie? Nici n-am apucat să-i spun la domn profesor. Dar că percepția mea inițială asupra masonilor o am din copilărie, discuții surprinse așa, întâmplător, dar care nu privea masoneria cu ochi buni. Ba, dimpotrivă, o comparau cu un lucru destul de trivial, așa, că se făcea o comparație undeva pe o bancă în Mehala, ce ăștia zici sunt ca mozomainele, zice. Ce sunt mozomaine? Sunt musulmanii care erau percepuți cum erau percepuți la vremea aceea. Sigur că astăzi ne-am schimbat, dar masoni, mozomaine, făceau pentru mine parte din acea parte în care era bine să nu te bagi, să nu, dacă i-ai pus eticheta că e mason, atunci retrage-te, nu? Dar făcând aceste lecturi și recunosc că până acum în sfârșit de decembrie anul trecut și anul ăsta, nu m-am apropiat de subiectul ăsta, că aveam altceva. Deci a fost un începător. A fost novice. Un novice în adevăratul sens al cuvântului. Am avut următoarea revelație, ca să zic așa. Știți, lumea astăzi este oarecum nemulțumită de evoluția politică a lucrurilor. Dar asta a fost dintotdeauna și este o caracteristică. Că orice timpul, articol al vremurilor l-am publicat astăzi și am schimbat doar numele, cred că ar fi la fel. M-am dus situație. Cu gândul la mafia. De ce? Pentru că la origini mafia nu a fost ce este sau cum o percepem noi astăzi. Deci, da, mafia a fost italiană. A fost o grupare Camorra, cum se zice, care a dorit să-și păstreze drepturile feudale, e ca și cum în Banat, când au venit austriecii, ar fi zis, cine sunteți voi? Păi noi suntem cnezii care de sute de ani suntem aici în Banat, de mâine nu mai sunteți.
Deci austriecii n-au făcut așa, au și făcut din cei mai importanți, a făcut Oberkneaz, dar în Italia nu s-a întâmplat acest lucru. Cu Garibaldi, cu Napoleon, cu nu știu ce, mult mai revoluționar decât austriecii la noi în Banat, au spus, de mâine nu mai sunteți. Și atunci acea elită s-a organizat într-o societate secretă, nu, care după aceea a degenerat, că și aici e o chestie, toate sistemele astea, știți cum îi se nasc, în primă fază sunt progresiste, după aceea, din păcate, se degenerează. Deci asta este lucru important într-o societate din asta, pentru că există totuși niște oameni care nu mergem pe linie politică. Nu este. Hai să ne vedem noi de ale noastre și să facem treaba bine așa cum știm. Și asta este foarte important. Pentru comunitate. Pentru comunitate. Asta este foarte important. Înainte de a încheia această emisiune, aș vrea totuși să vorbim două vorbe, domnule profesor Petroman, și despre cartea dumneavoastră, Conservarea autenticității prin activități agroturistice, pentru că am văzut-o aici pe masă. Pentru că am lansat o serie de produse turistice. Am efectuat câteva excursii cu drumul sării, drumul diligenței, drumul de fier, drumul scriitorilor, adică și pentru că suntem la sfârșit, ca să-i stimulăm pe cei care merg în excursie, există acest simbol, da, care îl întâlnim atât pe Politehnică, atât pe Politehnică, dar îl întâlnim și pe o clădire de pe strada Paciurea. Aici, aproape de noi, pe strada Bredicianu, la numărul 7, avem o clădire cu o serie de simboluri, la fel ca o clădire din Arad. Și când am căutat, constructorul făcea parte dintr-o lojă din Arad și a proiectat la Timișoara, aproape la fel ca și clădirea este ca și casa acestui constructor. Și a lăsat semnătura, cum s-ar spune. De asemenea, simbolul care vi l-am arătat, echerul și compasul, de pe clădirea de pe strada Paciurea, este, are același arhitect, tot de la Arad. Adică au fost o serie de arhitecți, mai ales în perioada 1900, de la Timișoara și-au proiectat la Arad și de la Arad care au proiectat la Timișoara. Majoritatea celor care au intrat în posesia acestor clădiri, case de locuit, palate chiar, erau membrii a unor loji masonice. Am înțeles. O ultimă întrebare, pentru că iată, deja am depășit timpul destinat acestei emisiuni și ca de obicei, când avem membrii de la Riergarda, trece foarte, foarte repede. Aș fi vrut să vă întreb dacă se pot cumpăra aceste cărți fără a ajunge și în acele excursii, dacă ele deja s-au ocupat. Cartea Masonic Turism în Banat, Timișoara, există la bibliotecă, se poate cumpăra direct de la editura Eurostampa. Cealaltă carte, Masonic Turism în Europa, se poate cumpăra de pe net. Se găsește pe internet. Pe internet. Și ghidul masonic al Timișorii, care este completare la cartea respectivă, deocamdată s-a epuizat din 300 de exemplare. E nevoie de o suplimentare de tiraj, domnule profesor. Și domn profesor mai lucrează acum, iertați-mă că dați din casă. Mai are în plan, dacă acum ce are în mână domn profesor doar partea legată de Timișoara din Banat. Și o să mai apară împreună cu colaboratorii, deci analizând componentele culturii și patrimoniul bănățean, se va ajunge la aproximativ 7 cărți. Masonic Turism în județul Timiș, Masonic Turism în județul Caraseverin, Masonic Turism în Serbia, Masonic Turism în Ungaria. Părți, componente a
Banatului Istoric. Pentru că părți din Arad au făcut parte din Banatul Istoric, va apărea și ghidul masonic al județului Arad. Așadar, așteptăm aceste apariții editoriale cu mare nerăbdare. Eu voi încerca să fac și rost de aceste. În colaborare cu colegi de la Oradea, va apărea și ghidul masonic al județului Bihor. Cu alte cuvinte, foarte prolific sunteți, domnule profesor, foarte multe lucruri care vor apărea, multe noutăți. Am vrut să cuprindem toată regiunea vest, inclusiv ghidul masonic, nu știu dacă l-am zis, al județului Hunedoara. Nu am zis, deci, e bine pentru că avem patru județe aici, cred că și trebuie să ne extindem puțin și spre Bihor, că acolo există un templu frumos. Dar din ce am citit în literatură, cel mai frumos templu este templul masonic de la Arad. Asta nu pentru că eu provin din acel județ, ci chiar este frumos acest templu. Este vis-a-vis de școala Dimitrie Țichindeal și dacă ne gândim că Țichindeal are în județul nostru aici la Becșcherec și o statuie, prima școală înființată în 1812, cred că și acest templu și masoneria în județul Arad, turism masonic, cred că se impune. Pentru Arad nu ne facem probleme, acolo există foarte mulți cercetători care s-au ocupat de această problemă. Sperăm într-o colaborare. Și mulțumim anticipat pe această cale. Colaboratorilor noi din Arad. Da. Da, eu vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi pentru a ne dezvălui atâtea informații interesante. Și sunt lucruri și detalii pe care, cu siguranță, mulți dintre cei care ne-au murit nu le-au cunoscut. Așa cum a spus și dumneavoastră, dacă vorbim de masonerie, vorbim de solidaritate pentru comunitate, aș zice eu într-un cuvânt. Așadar, eu vă mulțumesc că ați fost aici alături de noi și cumva solidar pentru comunitate, invitându-i în aceste experiențe culturale, ca să nu zicem excursii, aceste periculi. Încă o dată mulțumesc mult domnului Ilie Rădoi, ghid de turism, bineînțeles domnului inginer Petre Gropșian și domnului profesor Ioan Petroman, că ați fost alături de noi aici la apelul de seară pentru a transmite celor de acasă că doar împreună, mână de la mână, putem face o schimbare în bine în comunitate. Numai bine vă doresc toate cele bune. Mulțumim. Seară bună. Seară bună.